Bun găsit la știri, sormănii care sunt cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurimi. Accident rutier chiar pe trecerea de pietoni în centrul Pașcanului. Totul a avut loc într-un moment de neatenție și din partea șoferului, dar și din partea pietonului. Acum victima, ce are peste 70 de ani, se află pe mâna medicilor de la CPU Pașcan, iar șoferul este cercetat de polițiști. Cetățenii care au fost martori ai nefericitului moment spun că acesta se putea preveni. Un pieton a fost lovit chiar pe trecerea de pietoni în centrul Pașcanului, vis-a-vis de clădirea Evidența Populației. Bătrâna a încercat să traverseze strada, având și câteva sacoșe în mână, însă a fost lovită și izbită la pământ de către un autoturist condus de un bărbat care a declarat oamenilor legii că a fost orbit de soare și nu a mai văzut nimic. Femeia acuza dureri la spate și un picior, fiind transportate de către personalul medical de la Serviciul Ambulanță Pașcani la compartimentul de primiri urgențe, acolo unde, după primul ajutor medical acordat, va fi supusă mai multor investigații de specialitate. Șoferul care a produs accidentul și care se afla la volanul unui autoturism Ford nu a vrut să comenteze situația. Martorii care au văzut cele întâmplate spun că acest accident putea fi evitat, iar atenția trebuie sporită din partea tuturor, șoferi și pietoni. Cum are conducătorul auto obligația să oprească la stop, să se asigure și să meargă mai departe, consider că și pietonul ar trebui să aibă, dar educația, aceleași obligații. Te oprești, te uiți, te asiguri și după aceea traversezi. Vina este și a conducătorilor auto, sunt conducător auto de mulți ani, vina este că tot la fel ești obligat la apropierea de trecerea de pieton să reduci viteza până la evitare, dar educați și pietonii prin media, prin ceva, ar trebui. Polițiștii continuă cercetările în acest caz pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul rutier și pentru a se lua măsurile care se impun în astfel de cazuri. Fostul operator de apă și canalizare din Pașcani are din nou Consiliul de Administrație pe hârtie, doar pentru că cei care au fost numiți ar urma să refuze mandatele. Și pentru ca bătaie de joc să fie mai mare, noi membri numiți de consilieri sunt de fapt toți cei care au fost până acum și au renunțat prin demisie la funcții pe motiv că societatea nu are obiect de activitate delegate de peste 2 ani de zile. Mai mult, nici acum aleșii locali nu au aprobat delegarea de noi obiecte de activitate și au cerut ca noua conducere să dizolve societatea. Consilierii locali nu au fost în stare nici astăzi să iau o decizie privind soarta societății Peserva PSA Pașcani, așa cum se întâmplă de peste 2 ani. Cele 3 proiecte de delegare a unor noi obiecte de activitate au fost respinse din cauza opoziției care s-a abținut de la vot. Edilul municipiului a propus ca PSA să preia serviciile de administrare a cimitirelor, parcărilor și a ștrandului municipal la cererea fostei conduceri a societății și la recomandarea Curții de Conturi. Societatea nu are administrator, nu are conducere la ora actuală, are procese pe urmă, mă refer la PSA. Serviciile, s-a parcurs procedura de înființare a serviciului, trebuie delegat. Îl delegăm la PSA, nu îl delegăm la PSA, asta nu hotărăsc, eu hotărăsc noastră. Îl delegăm la ecosalubritate. S-a făcut procedura de înființare. În replică, consilierii PNL au cerut ca serviciile să fie mai întâi înființate în cadrul primăriei, apoi delegate unei societăți noi fără datorii, iar fostul operator de apă și canalizare să-și înceteze activitatea. Legea insolvenței. Legea 31 prevedea clar în articolul 227 că odată cu imposibilitatea realizării obiectului de activitate, societatea se dizolvă de drept. Era atribuția administratorului societății pentru a merge la oficiul ORC, pentru a înscrie acolo această imposibilitate. Eu am extrasul de la ORC, nu este nimic de așa natură înscris la ORC, nu s-a făcut nicio mențiune, nu s-a făcut absolut nimic. Acești administratori au luat banii degeaba. S-au vehiculat tot felul de variante, domnule, că facem fuziunea, că facem un studiu, că se dăm... Cum în cazul de față acum, să facă câte ceva la parcări, la cimitir. Deci, lipsa de decizii nu face decât să plătim mai mult, din punctul meu de vedere. Pentru că o problemă cu cât o amân mai mult, cu atât devine mai mare. Așa gândesc eu. De altă parte, dacă îi dăm cimitirile și parcările să le administreze, punctul meu de vedere, au atât de mari probleme acolo că
într-un an de zile maxim se vor bloca. Pentru că au procese, nu au bani să funcționeze, ar trebui din acele venituri de la parcări și de la cimitir să fie atât de mari taxele la cimitir și la parcări, ar trebui să le asiguri lor funcționarea. Și iarăși nu-i corect față de pășcăneni că ar trebui să încărcăm pe ei cu niște bani în plus, da? Ca noi să ținem acea societate să funcționeze, pentru că o să trebuiască să-i facem un buget, să aprobăm un buget pe zero. Deci în momentul în care ai cheltuielile mari, trebuie să ai și veniturile corespunzătoare. Deci cred că soluția cea mai bună este să facem o societate nouă și să acelei societăți îi dăm aceste servicii să le administreze de la zero. În același context, alți consilieri au propus ca serviciile să fie delegate provizoriu, iar dacă PESEA nu se redresează, să fie preluate de o altă societate, chiar cea de salubritate. Aici ar trebui să ne asumăm o parte din... Ne-ați auzit de-a lungul timpului punctul de vedere și știți foarte bine că nici eu n-aș fost de acord cu astfel de situație, să delegăm unei societăți în... cu probleme. Aceste trei servicii, cimitirele și celelalte. Însă, situația practic impune o discuție, nu una populistă, ci una cu o soluție de finalitate. Și așteptăm în continuare un expert, pentru că nu putem să ne pronunțăm, nu știm, cel puțin eu personal, nu am informații că o societate precum Presedul s-a găsit într-o astfel de situație și este la momentul ăsta în insolvență sau faliment. În mare parte sunt de acord cu domnul consilierul Urso. Eu am spus de mult că și nu numai Preserva, ca și cei de la rege și le-au probleme mai mari decât la... Haideți să ne punem la masă și să discutăm, să vedem care este situația într-o ședință separată. Să vedem care sunt cei de făcut și cei mai bine, pentru că, după cum spunea și domnul consilier, să nu ne trezim că nu știu de atât, să nu mai știm, nu mai avem buget pe nu-și câți ani. Chiar dacă societatea rămâne în continuare fără obiect de activitate, consilierii au insistat să fie numit un nou Consiliu de Administrație provizoriu pe o perioadă de 4 luni. Spre surprinderea tuturor, consilierii PSD i-au propus în funcție chiar pe foștii membri ai conducerii, care și-au înaintat demisia în semn de protest. Este vorba despre Dragoș Ionescu, Iulian Moraru, Vasilea Paraschivei, Constantin Stoica și Dorina Sofian. Ei au fost votați în nominal cu 10 voturi pentru din partea consilierilor PSD și PMP. Propun ca și componența Consiliului de Administrație interimar să facă parte marea majoritate a vechilor membri din Consiliul de Administrație, tocmai pentru a putea face și acest proces de evaluare de care ați spus anterior, și anume Ionescu Dragoș, Moraru Iulian, Stoica Constantin, Paraschivei Vasile și doamna Sofian Dorina. O altă problemă este că societatea a rămas și fără director general începând de la 1 septembrie. Aristotel Cațighera și-a înaintat demisia odată cu cei din Consiliul de Administrație, iar juristul primăriei a fost împuternicit să facă demersurile pentru definitivarea schimbării conducerii. Trebuie făcut o propunere pentru cine va merge să îndeplinească formalitățile la deci vreau să fac un amendament. Acolo era nominalizat domnul director Cațighera. Propun să fie înlocuit cu domnul Apostol Paul, care este juristul de la Primăria Municipiului Vașca. Ținem cont că domnul Cațighera și-a încetat mandatul conform demisiei. Menționăm că Preserva pare datorii de circa 4,5 milioane de lei, dar și sume de încasat, 6,5 de la societăți și circa 2 milioane de la populație. 7 consilieri din Comuna Valea Seacă sunt cercetați de parchetul de pe lângă judecătoria Pașcani pentru fals și uz de fals. Plângerea a fost făcută de viceprimarul localității Nicolae Miron după ce a constatat că convocarea ședințelor în care s-a încercat schimbarea sa din funcție conțin semnături false. O altă problemă în legislativ este faptul că opoziția refuză să valideze un mandat de consilier local de la UNPR. 7 consilieri din Valea Seacă sunt cercetați de parchetul de pe lângă judecătoria Pașcani pentru fals și uz de fals. Sesizarea a fost făcută de viceprimarul comunei după ce 7 consilieri din opoziție încearcă de 6 luni să-l demită din funcție. Aleșii, 2 de la BNL, 3 de la PSRO și 2 de la ALDE, au inițiat până acum mai multe proiecte de hotărâre. Ce motiv au? Iar al treilea proiect a fost
depus în luna a șasea pentru luna a șaptea, care n-a fost pus pe ordinea de zi, având aceleași motive ca și proiectele anterioare. Eu personal, considerând că promovarea la intervale scurte de timp a unor proiecte de hotărâri de schimbare din funcția viceprimarului pot avea consecințe negative asupra comunității locale, care poate fi expusă schimbării periodice a viceprimarului în fiecare lună, putând duce și la o paralizare a activității unității teritorial administrative Valea Seacă. În plus, promovarea unui astfel de hotărâri ar trebui să fie motivată, să fie arătată în mod explicit care sunt cauzele pentru care se retrage sprijinul politic. În cazul în care o astfel de cerere s-a respins odată, consider că nu poate fi promovată la nesfârșit. De cealaltă parte, consilierii de la putere, PSD și UNPR, se chinuie de peste un an să-și refacă majoritatea după ce un post de consilier local de la UNPR a rămas vacant. De la ultimele alegeri locale și până în prezent, opoziția refuză să valideze noul mandat, găsind de fiecare dată diverse motive. Ultima discuție pe acest subiect a avut loc în ședința din luna august și de această dată proiectul a fost respins pe motiv că a fost inițiat de viceprimar. Deci mandatul de consilier local a rămas vacant, consilierul este din partea UNPR-ului, a rămas vacant de atâta timp, eu am încercat, deci am depus proiecte, tot timpul s-a găsit câte ceva, ori eroare de procedură, ori n-a fost, în fine, s-a ajuns și la vot și până la urmă, deci am ajuns că trebuie să-l pun din nou pe ordine de zi în următoarea lună, pentru luna septembrie. Am făcut o sesizare la poliție deocamdată, o să ajung probabil mai târziu la parchet ca să arăt că promovarea asta, intervale scurte de timp și semnături care mi se par mie că n-ar fi în regulă. Mai mult decât atât, primarul spune că ar fi fost amenințat cu plângere penală pe motiv că a refuzat să pună încă o dată pe ordinea de zi proiectul pentru demiterea viceprimarului. Menționăm că ședințele de Consiliul Local din Valea Seacă se transformă de fiecare dată într-un scandal de nedescris, prestația majorității consilierilor locali fiind de rușinoasă. Fetele de 10 la PAC din Pașcani au fost premiate de către administrația locală din oraș. Evenimentul a avut loc chiar la începutul ședinței de Consiliul Local în fața aleșilor, cei de la PNL având un proiect în acest sens. Fetele care fac cinste orașului cu medii de 10 sunt Maria Grigoriu și Diana Cârpescu și au studiat la Colegiul Sadoveanu. Bani, plachete, flori și diplome pentru cele două fete din Pașcani care au reușit să obțină media maximă la examenul de bacalaureat din acest an. Este vorba despre Maria Grigoriu și Diana Târpescu, absolvente ale Colegiului Sadoveanu din Pașcani. Ele au fost prezente în ședința de Consiliul Local a municipiului, unde au primit premiile propuse de consilierii din PNL ca semn de mulțumire a muncii depuse și realizării avute în și după anii de studiu. Premierea a fost făcută de primarul Dumitru Pantazi și Gabriela Nedel cu viceprimar în numele tuturor aleșilor locali. Am două să le felicit profesorii care s-au ocupat, familia care s-au ocupat de dinsele și să le urăm succes în pregătirea profesională. Am înțeles că deja sunt absolvente au admis una la juridic, facultate de drept și una la medicină. Să le urăm succes în viață. Fetele au primit câte 1000 de lei, plachete, flori și diplome din bugetul local, fiind alocată suma de 2340 de lei din capitolul bugetar 6702 Sport, Culte, Cultură. Elevele au terminat liceul la Colegiul Național Mihail Sadoveanu din municipiu, iar povestea succesului, dar și ce alte planuri au, le puteți urmări în cadrul emisiunii de interviuri Jos Pălăria.
De la 1 septembrie, proprietarii de păduri din preajma orașelor Pașcani și Târgu Frumos, care dețin terenuri forestiere cu suprafețe mai mici sau egale cu 30 de hectare, pot beneficia de pază gratuită. Trebuie să depună o cerere în acest sens la sediul ocolului Silvic din municipiu și să aibă titlul de proprietate în tabula Areda și altele. Această măsură are scopul de a împiedica tăierile ilegale din ce în ce mai multe în pădurile care nu sunt păzite. Ocolul Silvic din Pașcani a fost nominalizat de Garda Forestieră de la Suceava să asigure de la 1 septembrie paza pădurilor micilor proprietari la cererea acestora. Aceste servicii sunt și gratuite într-o anumită situație, dacă suprafața este mai mică sau egală cu 30 de hectare și dacă deținătorii au titlul de proprietate, intabularea sau schița cu coordonatele topografice. Prin această măsură se urmărește combaterea furturilor din păduri. Codul Silvic, care este legea organică a silviculturii, s-a modificat și prevede ca toate suprafețele de pădure, proprietăți particulare, să fie date în pază la un ocol silvic de stat sau la un ocol silvic privat. Vreau să vă reamintesc faptul că în codul silvic, legea 46 din 2008, paza pădurilor particulare în suprafață de până la 30 de hectare este trecută în lege ca fiind făcută pază în mod gratuit de către Rom Silva. Ca să poți să beneficiezi de pază gratuită, proprietarii trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Prima condiție este să aibă schiță făcută în teren, la pădure, cu coordonate. Să aibă titlul de proprietate. Să aibă făcută intabulare. Deci, titlul de proprietate, în momentul în care persoana respectivă îl are, trebuie să meargă și să-și facă intabulare. Mai departe, trebuie făcută dezbaterea moștenirii. Potrivit celor spuse de șeful ocolului Silvic Pașcani, proprietarii din următoarele localități trebuie să depună cerere la sediul instituției. Ocolul Silvic Pașcani, care deține suprafețele cele mai mari de pădure pe suprafața OAT-urilor respectiv, n-a nominalizat pe 18 OAT-uri. Mai exact, ocolul Silvic Pașcani este nominalizat să asigure la cererea deținătorului, pe bază de contract, servicii silvice pentru suprafețe de fond forestier de maxim 30 de hectare, aparținând persoanelor fizice și juridice de pe raza unităților administrative teritoriale următoarele: Alexandru Ioan Cuza, Costești, Cucuteni, Hălăucești, Hărmănești, Lespez, Mircești, Mogoșor-Siret, Pașcani, Rechiteni, Ruginoasa, Sirețel, Stolnicem-Prăjescu, Târgu Frumos, Tătăruș, Todirești, Valea Seacă și Vânători. În momentul în care se vor semna contractele de pază, suprafața administrată de ocolul Silvic Pașcani se mărește la aproape 10.000 de hectare. În acest fel apar și noi locuri de muncă, mai exact 7 posturi vor fi înființate. Vă spuneam că suprafața fondului forestier va crește de la 7.000 și vreo 700 de hectare cât este în momentul de față, la vreo 9.000 și vreo 800-9.900 de hectare, aproape 10.000 de hectare, fapt care va conduce la suplimentarea unor posturi. Deci, preluând aproape 2.550 de hectare de pădure particulară, asta înseamnă vreo 4 cantoane silvice cu 4 posturi de pădurar, înseamnă un post de șef de district, iar ca suprafață totală, ocolul Silvic Pașcani va fi gradat și va trece din gradul 3, cât este momentul de față, în gradul 2 și va beneficia de o suplimentare de posturi în centrala ocolului. Menționând că în prezent la unitatea silvică din municipiu au fost încheiate 1.400 de contracte de pază pentru pădure privată, care se întinde pe o suprafață de peste 1.900 de hectare. În ceea ce privește proprietatea statului, ocolul are grijă de aproape 5.500 de hectare. Se caută muncitori. Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă prin programul EURES caută muncitori pentru țările Uniunii Europene. Salariile sunt în funcție de experiență și cunoștințe. Oferta din această perioadă este de 830 locuri de muncă vacante, cele mai multe fiind disponibile în Marea Britanie, cu 350 de joburi, urmată de Germania și Republica Cehă. La polul opus sunt Slovenia, Letonia și Olanda.
Dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă sau vreți să-l schimbați, aveți acum ocazia să aplicați pentru unul dintre posturile puse la dispoziție de EURES, platformă ce ajută solicitanții de locuri de muncă să se stabilească în străinătate prin găsirea unui loc de muncă în Europa. Astfel, până în luna octombrie sunt sute de joburi disponibile. De exemplu, în Marea Britanie se caută 350 de persoane care să lucreze ca asistent medical, îngrijitor persoane la domiciliu, măcelar, tranșatori, operator producție și operator depozit. Dacă vreți să lucrați ca operator depozit, sunt 150 de locuri vacante. Însă, pentru a fi acceptați, trebuie să îndepliniți câteva condiții. Este vorba despre experiența în domeniu care constituie un avantaj. De asemenea, cunoștințele de matematică și capacitate de coordonare. Totodată, trebuie să știți limba engleză, liber mediu. Pentru acest serviciu se plătește între 7,6 lire și 13,44 lire brut pe oră. Lista cu locurile de muncă disponibile în Europa prin acest program și mai ales informații despre salarii și condiții găsiți pe site-ul bitv.info. Amintim că numărul șomerilor din România a înregistrat o creștere importantă în a șaptea lună acestui an, cu 17.013 persoane față de luna precedentă, până la 477.718, nivel maximum al ultimilor patru luni, iar rata șomajului a crescut la 5,2%, arată datele revizuite semnificativ de Institutul Național de Statistică publicate joi. Și în județul Iași a crescut rata șomajului, mai ales că s-au înregistrat 436 proaspăt absolvenți, dintre care 388 cu nivel de instruire liceal și post-liceal. De astăzi a început noul an bisericesc, urmând să se încheie pe 31 august anul viitor. Începutul anului nou bisericesc coincide și cu prăznirea Sfântului Simeon Stâlpnicul. Se spune că în această zi Dumnezeu a început lucrarea de creare a lumii și tot în această zi Mântuitorul a pus începutul activității sale de propovăduire a Evangheliei. Totodată anul bisericesc stă sub ocrotirea Maicii Domnului. Începutul anului bisericesc este marcat de mai multe tradiții și obiceiuri populare. Se spune că dacă astăzi vremea este posomorâtă pe toată durata zilei, toamna va fi una foarte dificilă, iar gospodarii nu pot să-și adune recolta la timp. Dacă ziua va fi una însorită și foarte caldă, se spune că anul viitor va fi unul secetos. Totodată, dacă dimineață plouă, urmează o primăvară ploioasă, iar dacă vremea este frumoasă la orele amiezii, până la finalul anului vremea va fi una bună. Anul bisericesc nu este identic cu anul liturgic, care își are începutul în ziua Sfintelor Paști și se împarte în trei perioade. Bun găsit! Să vedem ce spun meteorologii pentru primul weekend de luna septembrie. În țară, sâmbătă 2 septembrie, vremea va continua să se încălzească și va fi călduroasă în cea mai mare parte a teritoriului, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 35 de grade Celsius. În vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, precum și la munte, vor fi înorări temporal accentuate și se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului pe arii extinse în Banat, Crișana și Maramure și local în Oltenia și Transilvania. Dimineața și noaptea, mai ales în sud-est, vor fi condiții de ceață. Duminică 3 septembrie, vremea va fi în general instabilă, îndeosebi în jumătatea de vest a țării, unde vor fi înorâri temporal accentuate, averse, care vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, care pot lua aspect de vijelie. Izolat, va cădea grindină. În aceste regiuni, valorile termice vor marca o scădere față de ziua precedentă. În est și sud-est, vremea se va menține călduroasă, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala local în a doua parte a intervalului. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Bit pentru a urmări programul nostru. Noi ne revedem luni la aceeași oră. Nu uitați că puteți comenta și dezbate cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurim pe site-ul bitv.info, acolo unde veți găsi și publicitate și anunțuri. Materialele video le găsiți pe canalul de YouTube cu același nume. Suntem și pe Facebook. Sunt Dana Ursuleasa și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. Un sfârșit de săptămână cât mai plăcut!